Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și bine ați venit la zilele municipiului Giurgiu, vă spune Georgel Nucă. La mulți ani pentru toți cei ce poartă numele de Gheorghe, Gheorghița, sănătate, fericire, pentru că peste câteva zile este o zi importantă, este o mare sărbătoare, Sfântul Gheorghe. Așa că vă salut cu tot dragul și cu tot respectul meu și mă bucur foarte mult că sunteți în această seară aproape de cântecul popular. Am deschis prima zi cu orchestra de muzică populară Doina Dunării a Centrului Cultural Ion Vinea din Giurgiu, avându-l la pupitrul dirijoral pe celebrul artist, pe celebru profesor și dirijor Ion Ivanovici, un om de mare excepție, un dirijor care a condus foarte multe orchestre, un dirijor care a pornit cu cântecul prin toată lumea. Este dirijorul care a dat aripi foarte multor interpreți de muzică populară, interpreți care au știut să zboare frumos către sufletele oamenilor. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă rog să-i aplaudați pe organizatorii acestei manifestări, Zilele Municipiului Giurgiu. Primăria și Consiliul Local Giurgiu și Centrul Cultural Ion Vinea din Giurgiu. Multe aplauze merită oamenii care se gândesc la dumneavoastră, oamenii care întotdeauna aduc în prim plan cântecul popular. Și aici mă refer în mod special la domnul primar Nicolae Barbu, un român adevărat, un român care iubește cântecul, un român care păstrează vie flacăra folclorului românesc. Merită aplauzele dumneavoastră. Aplauze merită și managerul Centrului Cultural Ion Vinea din Giurgiu, domnul Virgil Pețanca, un alt român adevărat, care, iată, a știut să înflorească, să spun așa, cultura din Giurgiu și a adus aici și un festival important pentru iubitorii cântecului popular. Este vorba despre Festivalul Marin Ghiocel și tot aici în Giurgiu există și festivalul Concurs de Muzică Populară pe marginea Dunării, un festival condus de doamna profesor Carmen Pențanca. Așadar, iată, cântecul și tradițiile sunt la loc de cinste aici în Giurgiu. Trebuie să vă spun că m-aș fi bucurat foarte mult ca și la mine, în județul Vâlcea, să existe astfel de manifestări. Dar poate că cei din Vâlcea văd și ei acum că aici cântecul și dansul sunt la loc de cinste și vor face și ei același lucru. Încă o dată vă mulțumesc în numele organizatorilor pentru că ați venit să fiți aproape de interpreți dragi ai cântecelor noastre. Să vă spun că în câteva minute pe această scenă se vor perinda nume mari ale folclorului românesc. O așteptăm pe inegalabila Steliana Sima, din Gorj va veni Ion Drăgan. Sunt și soliștii giurgiuveni care vin să vă ofere un buchet de cântece populare. Am deschis, așa cum vă spuneam, această seară extraordinară, Zilele Municipiului Giurgiu, cu orchestra profesionistă Doina Dunării a Centrului Cultural Ion Vinea din Giurgiu. Vă rog să-i aplaudați pe adevărații profesioniști, pentru că, iată, adevărații profesioniști, repet, sunt astăzi în zi de sărbătoare. Vreau să îl mai aplaudați încă o dată pe celebrul dirijor, pe maestru Ion Ivanovici, un om care, am spus-o și aseară în spectacolul caritabil, este un adevărat părinte pentru interpreții de muzică populară. Acest dirijor, acest om extraordinar, acest părinte al nostru, să știți, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, că ne dă mult curaj, ne dirijează și ne simțim așa ca la noi acasă, să spun. Ne simțim siguri pe noi, este un lucru important să ai în fața ta un dirijor așa cum este maestru Ion Ivanovici. Mulțumim din tot sufletul, maestre, și să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Doamnelor și domnilor, vreau acum să invit în fața dumneavoastră dansatorii ansamblului profesionist Doina Dunării din Giurgiu. Acești dansatori ne prezintă o suită oltenească. Sunt tineri care au participat la foarte multe festivaluri de folclor, i-ați văzut în multe emisiuni de televiziune. Sunt convins că vă mândriți cu ei și noi ne mândrim cu ei.
ei pentru că sunt prietenii noștri. Ansamblul folcloric, dansatorii ansamblului folcloric Doina Dunării din Giurgiu cu un dans oltenesc. Succes!
ansamblul de cântece și dansuri Doina Dunării al Centrului Cultural Ion Vinea din Giurgiu. Conducerea muzicală este asigurată de profesorul de dirijorul Ion Ivanovici, director artistic Virgil Pețanca, iar maestru coregraf Petre Moga. Acești oameni, acești tineri merită aplauzele dumneavoastră. Ați văzut cât de bine se descurcă. Sunt tineri care ne umplu, să spun așa, sufletul de bucurie. Salutăm prezența în mijlocul nostru și a televiziunilor locale din Giurgiu. Să trăiți și vă mulțumim mult de tot că le arătați oamenilor din județul Giurgiu ceea ce se întâmplă aici în fața teatrului Tudor Vianu din Giurgiu. Suntem la zilele municipiului Giurgiu. Dați-mi voie acum să vă spun care sunt sponsorii acestui eveniment și vă rog să îi și aplaudați. Zona Liberă, Garanti Bank, Dana V. SRL, UCO Țesătură SRL, Lucmar SRL și Voest Alpine. Acești oameni care ne-au sprijinit, să știți că merită aprecierile noastre și merită totodată aplauzele noastre. Mă bucur să văd că iubiți cântecul, că iubiți dansul. Mă bucur să văd că această sărbătoare o primiți așa cu multă bucurie. Puteți veni mai aproape de noi, doamnelor și domnișoarelor, și să fiți mai aproape de artiștii noștri. Acum vă propun un instrumentist de mare excepție. Este vorba despre acordeonistul Daniel Mustățea. Ne aduce Daniel Mustățea, așa cum vă spuneam, un moment special. Ascultați-l și aplaudați-l. Daniel Mustățea! Mulțumim frumos, mulțumim maestre Daniel Mustățea, mulțumim încă o dată și maestrului Ion Ivanovici, pentru că vedeți, este așa, numai inimă, este un om care își dorește ca totul să fie perfect. Vă rog să-l aplaudați pe maestru, pe părintele nostru, așa cum spuneam, părintele interpreților, părintele instrumentiștilor. Maestre, mă bucur din tot sufletul că sunteți aici la Giurgiu și faceți treabă foarte bună. Ne vedem întotdeauna, să fim sănătoși. Doamnelor și domnilor, aducem pentru dumneavoastră o interpretă care a pornit cu cântecul prin toată lumea. Este solistă a ansamblului profesionist Doina Dunării din Giurgiu. Este o interpretă pe care dumneavoastră ați văzut-o de multe ori în emisiuni de televiziune, ați ascultat-o la radio, îi place de fiecare dată să vină în fața publicului îmbrăcată frumos în straie de sărbătoare, așadar vine să vă zâmbească, vine să vă aducă cântece extraordinare, prietena noastră Reta Baltag! Bună seara, vă spun și eu tuturor! La mulți ani tuturor! Sănătate multă și tot binele din lume! La mulți ani!
mai mult pe lume e să-mi văd copii bine, să văd mândrii de-a vieții, alinarea bătrâneții. Ce-mi doresc mai mult pe lume e să-mi văd copii bine, să văd la casele lor, nici atunci n-aș vrea să mor. Vreau să le fac poftele și frumoase zilele, să-i văd fericit și bine și crește inima în mine. Și mă mândresc, știu pentru cine trăiesc. Toată împlinirea vieții pentru mine sunt băieții. Am băieți și mă mândresc, știu pentru cine muncesc. Toată împlinirea vieții, dar pentru mine sunt băieții. Și frumoase zilele, să-i văd fericit și bine și crește inima în mine. Să-i văd mașii să-i însor, să văd fericirea lor. Eu să le dau câte o casă, dar ei câte o noră frumoasă. Să-i văd mașii să-i însor, să văd fericirea lor. Eu să le dau câte o casă, ei câte o noră frumoasă. Și frumoase zilele, să-i văd fericit și bine și crește inima în mine. Vreau să le fac poftele și frumoase zilele, să-i văd fericit și bine și crește inima în mine. Mulțumim frumos! Este sluga omului. Când ai bani prea mult, du-ți grija lor, dacă nu ai, le duci dos. Cu banii-ți cumpe de avere și dragoste și putere, cu banii scumpiri de toate. Numai zile nu se poate, omul toată viața lui este sluga banului. Când ai bani prea mulți, du-și grijă lor, dacă
deschid orice ușă, bat la prieten sau dușman. Ce face omul minune? El se vinde pentru bani. Omul toată viața lui este sluga banului. Când dai bani prea mult, nu-și grija lor. Dacă nu ai, le duci dor. Omul toată viața lui este sluga banului. Când dai bani prea mult, nu-și grija lor. Dacă nu ai, le duci dor. Mulțumim din suflet, mulțumim! Și prin cântec vă spun la mulți ani cu fericire! La mulți ani cu sănătate. La mulți ani cu sănătate, la mulți ani cu fericire, să aveți parte de iubire, de noroc și bunătate. La mulți ani cu sănătate, la mulți ani! Mulțumim frumos! Așa, dați-mi și mie voce să mă aud și eu. Mulțumim frumos, doamna Areta Baltag. Mare și drag. Mulțumim și publicului pentru aceste aplauze. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, noi știm că dumneavoastră, giurgiuvenii, sunteți oameni veseli, vreți să ascultați mai multă muzică și doamna Ana a venit aici să asculte muzică. Sărut mâna, doamnă, ne-am întâlnit și aseară, dar vreau să vă văd și jucând, da? Și dacă n-aveți un partener, vin eu, că și așa sunt singur, vă iau acasă.
dar până vă iau la mine acasă, doamnă, vreau să-i invit în fața publicului un alt prieten de-al nostru, solist al Orchestrei de Muzică Populară, Doina Dunării din Giurgiu, Adrian Georgescu. Bună seara și la mulți ani! Călare, după n-am intrat pe mare. După până nu scălare, după n-am intrat pe mare. Tu mă pânse, lasă seara, până nu și până nu vede. Așa cum ai dus mere, ai tu măcăluțul meu, așa cum ai dus mere. Vara peste câmpuri pe zi, mă, mărănuș bălanul meu. Și iarna pe pezi-mă, bălănuș, bălanul necoasă, nu iese mătra din casă. Vremea și tu necoasă, nu iese mătra din casă. Pune la poartă zăvorul, până nu și până anul meu. Și întoarce cu pune la poartă zăvorul, bărănuș, bălanul meu. Și-ntoarce cu drag puiorul, bărănuș, bălanul meu. Thank you.
ce râzi mândru de mine. Nu știu de ce-ți pare bine, că-mi vezi părul cărunul ții. Dar cine mi l-a arbi? De ce ne râzi mândru că sunt om tânăr cu păr cărun? Lume în lume om să îți pară rău, ca albi de dorul tău. Tu nu erai rea, mă, nu încă nu ți-am anașa, mă. Zi de zi, seară de seară, ne-ai pus foc la inimioară. De ce ne râzi mândru că găsul om tânăr cu păr cărun? Lume în lume om să îți pară rău, ca valdi de dorul tău. Pe tine an de an, mă, de-atâtea vor te chema, mă. L-ai iubit și nu veneai, mă, cu bărbatul te iubeai, mă. De ce ne râzi mândru că sunt om tânăr cu păr cărun? Lume în loc să îți pară rău, ca la mine gorul tău. Mi-a făcut din munca mea, n-am primit un cap de ață, nimeni nu mi-o da ceva. Numai de masna mea știe câte-am pătimit și-am tras. A fost alături de mine la bine și la necaz. Numai de masna mea știe câte-am pătimit și-am tras. A fost alături de mine la bine și la necaz. Am plecat de jos, să știe, am muncit ca un nebun. Am gustat din sărăcie și-am umblat de scurs pe drum. Vreau să trăiască nevastă și copiii mei frumoși. Am făcut în lumea asta ciocul scurt și de folos. Vreau să trăiască nevastă și copiii mei frumoși. Am făcut în lumea asta ciocul scurt și de folos. Cât ar fi să-i mulțumesc, viva pentru ce-am ajuns. O fac Tatălui Ceresc și puterii lui de sus. Vreau să trăiască nevastă și copiii mei frumoși. Am făcut în lumea asta ciocul scurt și de folos. Vreau să trăiască nevastă și copiii mei frumoși. Am făcut în lumea asta ciocul scurt și de folos. Mulțumesc frumos! Stai că nu s-au terminat aplauzele, stai să le iei pe toate, da? Într-adevăr, cântă frumos și trebuie să vă mândriți că este și Giurgiu Bean de-al dumneavoastră. Bravo! Mă bucur că ne-am întâlnit în această seară aici. Mă bucur să văd că ai primit multe aplauze din partea publicului. Maestre, veniți puțin aici. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Când ați plecat așa prin turnee, prin miile de spectacole, ați mai întâlnit și dumneavoastră o mândruță? Foarte multe fete frumoase. Așa frumoase,
dar frumoase ca în Giurgiu n-am întâlnit. Cele mai frumoase fete sunt în Giurgiu. Și pentru asta vă felicit și vreau să le aplaudăm pe fetele frumoase din Giurgiu. Le aplaudăm pe toate fetele din Giurgiu, le aplaudăm pe toate doamnele din Giurgiu și vreau să-l aplaudați și pe maestru Dorel Ferraru. Este un om care îl vedeți în mai multe emisiuni de televiziune, iată-l se pregătește, ne aduce acum un moment foarte frumos la țambal, este un om pe care eu îl stimez și îl apreciez foarte mult și să știți că eram la început de drum și când am venit aici la festivalul pe marginea Dunării, tot dumnealui era în această orchestră. Așadar, vă rog să-l aplaudați pe maestru Dorel Ferraru. Bravo, maestre, așa strigă publicul. Bravo, felicitări! Maestru îmi spune așa, că este ziua maestrului Dorel. Eu a zis să-i cântăm și la mulți ani, nu, maestre? Da, eu vreau să vă spun că această piesă o cânta regretatul țimbalist de talie mondială, Toni Iordache. Și eu i-am făcut-o maestrului pentru chestia asta, pentru că are posibilități tehnice la țambal, este un virtuos. Este un țimbalist virtuos și de asta i-am făcut piesa asta, a cântat-o și marele Toni Iordache și o cântă și dumnealui la fel de bine. Felicitări, maestre! Haideți să cântăm cu toții! La mulți ani pentru Dorel, la mulți ani pentru toți cei ce poartă numele de Gheorghe, Gheorghița, Georgeta! Hai. Cântăm cu toții, cu dumneavoastră, da? Doamna Veverița, unde sunteți? Mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, Dorel să trăiască, la mulți ani. Și să mai trăiască, Gheorghița să trăiască, și George să mai trăiască. La mulți ani pentru toți românii noștri, la mulți ani pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult să văd că organizatorii, primăria și Consiliul Local din Giurgiu, împreună cu Centrul Cultural Ion Vinea din Giurgiu, acești oameni, aceste instituții, iată,
organizează evenimente frumoase pentru sufletele dumneavoastră. Ce este mai frumos decât cântecul nostru popular? Cântecul popular este un balsam pentru sufletul nostru. Cântecul popular este cel care de multe ori ne scoate din starea aia pe care noi avem mai moale, să spun așa. Ne aduce o stare bună, ne aduce zâmbet, ne aduce veselie. Cântecul este prietenul nostru al tuturor. Și următoarea interpretă este prietena noastră, este solistă a orchestrei de muzică populară Doina Dunării din Giurgiu. Este un om care abordează cu mare ușurință aproape toate genurile muzicale. Ne aduce cântecul popular, ne aduce cântecul de petrecere, romanța, muzica lăutărească. Este o interpretă care știe să cânte de toate. Adelina Găujan este cu noi și îi spunem să rămână și bun venit. De fapt, bine, eu bine v-am găsit. Bine v-am găsit și eu. La mulți ani, Giurgiu. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. La mulți ani colegului meu, Dorel Ferraru, să trăiască și toată lumea să ne simțim bine, să petrecem. Adelina Găujanu! Mulțumesc din suflet! Am avut, dar de mult m-a părăsit. Le-le-le-le, șa mea, le-le. O dragoste am avut, dar de mult m-a părăsit. Le-le-le-le, șa mea, le-le. Să-mi ține viața mea. Păi zi așa, așa, așa,
Zi-măi, 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 zi, s-o face zi, zi așa, 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 să joc cu toată lumea. Zi-măi, 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 zi, s-o face zi, zi. Mulțumim din suflet! Adelina Găujanu a fost pentru dumneavoastră, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Da, maestre. Secretarul muzical Estrei, ea este secretar. Asta vreau să spun acum, că este secretar muzical al orchestrei de muzică populară Doina Dunării din Giurgiu și este și
sorit, da, asta mulțumesc nu știam. Mulțumesc din suflet. Da. Să fim sănătoși. Le faceți pe toate. Așa trebuie sigur să le facem, da, pe toate. Să fim utili. Sărând mâna. Mulțumim, Doamne, frumos. Ajut. Doamnelor și domnilor, mergem mai departe și aducem în fața dumneavoastră un alt prieten de-al nostru care ne aduce un moment instrumental. Este un om pe care eu l-am întâlnit în urmă cu mulți ani la mai multe festivaluri de folclor și în această seară, iată, la zilele municipiului Giurgiu, ne aduce un cântec, ne aduce o melodie din Transilvania. Așadar, vă rog să-l aplaudați și să-l ascultați pe maestro Florentin Ferraru. Ne aduce o purtată și o hațegană, ne spuneți. Maestre Florentin Ferraru, succes, felicitări și vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce ați făcut pentru mine. Maestru Florentin Ferraru! Aplauze multe pentru maestru Florentin Ferraru și mulțumim mult de tot pentru acest moment extraordinar. Să trăiți, maestre! Doamnelor și domnilor, iată dansatorii ansamblului profesionist Doina Dunării din Giurgiu. Se pregătesc pentru că vin cu un moment foarte frumos, un moment din țara Oașului. Vreau să vă spun că acest ansamblu, acest grup de dansatori este coordonat, să spun așa, de maestru coregraf Petre Moga și vă rog să îl aplaudați pentru că este un român adevărat care pune mult suflet ca acești tineri să se prezinte frumos în fața dumneavoastră. Conducerea muzicală este asigurată de maestru Ion Ivanovici, iar director artistic este domnul Virgil Pețanca, manager al Centrului Cultural Ion Vinea din Giurgiu. Acum, doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam, un moment frumos, un dans din țara Oașului cu dansatorii ansamblului profesionist Doina Dunării din Giurgiu.
Un adevărat ansamblu, un ansamblu profesionist care, după cum bine vedeți și dumneavoastră, dragi prieteni, prezintă pentru sufletele oamenilor cântece și dansuri din întreaga țară. Acești oameni au pregătit dansuri din Maramureș, din Oltenia, din Muntenia, din Dobrogea. Este un ansamblu complet și încă o dată felicitări domnului primar Nicolae Barbu al municipiului Giurgiu pentru că s-a implicat, pentru că susține, iată, un astfel de ansamblu. Mulțumim mult de tot, mulțumim și domnului manager al Centrului Cultural Ion Vinea din Giurgiu, un adevărat părinte pentru folclorul
de aici, din Giurgiu, pentru folclorul românesc. Domnul Pețanca a pus mult suflet ca totul să fie perfect și iată, nu lasă această flacără a cântecelor noastre, a tradițiilor să se stingă. Și atâta timp cât există români adevărați care iubesc folclorul românesc, cu siguranță flacăra folclorului nu se va stinge niciodată și mai mult decât atât, avem foarte mulți iubitori ai cântecelor noastre, prieteni care iubesc muzica populară. Așadar, muzica românească este, dacă vreți, cel mai bun prieten pentru sufletele noastre. Acum, da, maestre, văd că ascultați cu atenție și probabil că sunteți de acord cu ceea ce am spus. Foarte de acord și îmi place că spui lucruri adevărate, frumoase, care îmi umplu sufletul de bucurie, pentru că Mata ești un tânăr foarte talentat și ca solist vocal și ca om și ca cel care aduce în fața televizoarelor, publicul care iubește muzica. Asta încerc să fac, să aduc în fața telespectatorilor, în fața iubitorilor de cânte popular, interpreți dragi, pentru că așa am învățat de la înaintașii mei și mă rog pentru sufletul adormite, să spun așa, al regretatei realizatoare Marioara Murărescu, pentru că de multe ori ați colaborat și dumneavoastră cu dânsa, mă chema în casa dumneavoastră și îmi spunea așa: dacă ai greșit ceva, să treci mai departe și să nu te oprești. Asta fac, când greșesc, trebuie mai departe. Trebuie să meargă limbarița ca dumneavoastră să nu vă dați seama când noi mai greșim. Ei bine, nu greșim nici în minutele următoare, pentru că aducem în fața dumneavoastră o altă prietenă. Este un om care se străduiește să vină în fața publicului și să cânte frumos. Nu-i place să greșească, pentru că dacă dumnei greșește, soțul o ceartă. Aici este vorba despre violonistul care face parte din orchestră de maestru, concert maestru Albu, să spun așa, și v-am spus că dacă soția ar greși, ar... greșește? Nu greșește, da? Ar certa-o, dar nu o ceartă, pentru că știe că are o soție care se descurcă foarte, foarte bine și are un glas foarte frumos. Așa că vă rog să o primiți cu multe aplauze pe Natalia Albu! Bună seara, Giurgiu! La mulți ani! Special pentru toți sărbătoriții de Sfântul Gheorghe și Hristos a înviat pentru toată lumea! Cum e bobul dulce-n spi, așa-i viața de buni. Cu mâna pe suflet spun ce n-am trăit până acum, măi. Doamne, raiu-i pe pământ, că mi-ai dat tot ce-i mai sfânt. Bărbat bun, zile senine și doi nepoți lângă mine. Țineți aproape nepoții, doar îi lungesc firul vieții. Nepot las în cine crește, orice boală ocolește. Și ne trec anii la toți, mai ușor lângă nepoți. Ține-i lume lângă tine, ești ca mine. Hai toată lumea să fie veselie, așa ca la Giurgiu. Cum e bobul dulce-n pâine, așa e sufletul în mine. Azi vă cânt cu mare dor, lângă nepoți nu mai mor. Și frământ în căpistele dulceața mâinilor mele, iar când pâinița s-a copt, îi dau întâi la nepot, măi. Țineți aproape nepoții, doar îi
cine crește, orice boală ocolește. Și ne trec anii la toți mai ușor lângă nepoți. Ține-i lume lângă tine, să-i bine reși ca mine. Să ne trăiască nepoții și copiii și tot ce iubim. Hai toată lumea! Ho, 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 ho! Așa, veselie la Giurgiu! Dușmanii dacă-i știam, în spate nu-i mai duceam. Eu le dădeam pâine albă, ei mi-ar fi mușcat din palmă. Dușmanii dacă-i știam, în spate nu-i mai duceam. Eu le dădeam pâine albă, ei mi-ar fi mușcat din palmă. Mine ușa-i deschis-o, cine n-a vrut n-a venit. Inima mi-a fost deschisă, eu pe toți am omenit. Nu am pus lacăt pe poartă și sufletul le-aș fi dat. Am avut nevoie odată, când iar meu m-a lăsat. Zi-mă! Știam la ce să mă aștept. La mine ușa-i deschisă, cine n-a vrut n-a venit. Inima mi-a fost deschisă, eu pe toți am omenit. Nu am pus lacăt pe poartă și sufletul aș fi dat. Am avut nevoie odată, între iar meu m-a lăsat. Hai, Giurgiu, venii mei, haide! N-aș fi crezut, omul rău, că-mi parte de el eu. L-am primit la mine în casă, a stat cu mine la masă. N-aș fi crezut, omul rău, că-mi parte de el eu.
bine ușa-i deschisă, cine n-a vrut n-a venit. Inima mi-a fost deschisă, eu pe toți am omenit. Nu am pus lacă pe poartă și sufletul le-aș fi, dar am avut nevoie odată, între ea-l meu m-a lăsat. Mulțumim frumos! Hai, haideți, mai tare! Și am plăcerea să vă cânt o sârbă frumoasă despre dragostea mea cu soțul meu, maestru concert al Buion. Și vor vede, nu le știu, că frumos bărbat mai țin, măi. Trăiesc bine și de drag, o duc bine la bărbat. Lumea cu ochii pe noi, are foc pe amândoi, măi. Eu în sârba! Și-am bărbat pe placul meu, e pâinea lui Dumnezeu. Doar în ochi seama mea, tot timpul știi, e ce-aș vrea, măi. Dar și eu-s femeie bună și vin cu lumai pe mână. Mi-l sărut și mi-l dezmier, Doamne ce mult mi-l iubesc, măi. Trăiesc bine și mi-e drag, o duc bine la bărbat. Lumea-i cu ochii pe noi, are foc bine amândoi, mă. Îl port la cămașă albă, călcată și apretată. Mult ar vrea ca să-mi le ha, lui e dragă gura mea, mă. Vei ști lume cum l-aștept, pâine alba fi buchet, pus în pahar, îndrumat, mai desfățit de bărbat, mă. Trăiesc bine și mi-e drag, o duc bine la bărbat. Lume-i cu ochii pe noi, are foc pe amândoi, măi. Trăiesc bine și mi-e drag, o duc bine la bărbat. Lume-i cu ochii pe noi, are foc pe amândoi, măi. Mulțumim frumos! La mulți ani și numai bine! Aplauze pentru maestrul nostru! Mulțumim frumos! Scursesem eu aici. Georgel și Laubă eu. Să știți că maestru a zis așa: Georgel, și tu trebuie să cânti în această seară la Giurgiu. Și n-am cum să-l sufle pe părintele nostru, da? Pe maestru Ion Ivanovici. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți alături de noi și să știți că din clipă în clipă va veni în fața dumneavoastră și Steliana Sima. Vă iubim foarte mult. Noi vă iubim foarte mult pe dumneavoastră, giurgiuvenii. Datorită dumneavoastră, noi suntem aici pe scenă. Dacă n-ați fi dumneavoastră, sigur că n-am existat nici noi. Dacă nu ar fi publicul, munca noastră ar fi în zadar.
Eu am ales pentru început un cântec de suflet, pentru că doamna de acolo, de la pază, doamna polițist, a zis să-i cânt o piesă pentru mama dumnei. Armată. Și într-o noapte întunecată l-am visat pe Dumnezeu așezat la capul meu, așezat la capul meu, mă. Într-un chip de porumbele spunându-mi copilul meu, spunându-mi copilul meu, mă. Măi copile, ascultă-mi coamă, ai grijă de viața ta, mă. Roagă-te la tot ce-i sfânt să te țină pe pământ, să te țină pe pământ, mă. Că măicuța ta cea bună a murit că a fost bătrână, a murit că a fost bătrână. N-am găsit mamă nici tată, n-am găsit pe nimeni, mi-e pus pie inima, mi-e pus pie inima, mă. Am găsit poarta înguiată, prispa și dărâmată, și streașina plecată. Intrai în casă n-o taie, picioarele mi se moaie. Când mă uitai pe-un perete, chipul măicuței se vede, chipul măicuței se vede. Am îngenunchiat și-am plâns, am crezut că a fost un vis, am crezut că a fost un vis, mă. Moară la iar în pai, fără lumină la capul. Vă mulțumesc din suflet, nici nu știți dumneavoastră cât de mult înseamnă pentru mine aceste aplauze. Așa că mă înclin cu toată dragostea și cu tot respectul meu în fața dumneavoastră. Și vă mulțumesc pentru că iubiți cântecul popular. Și mergem mai departe cu ceva mai vesel, cu un colaj, da? Ilinca și trecem dintr-un în altul. Hai da! Nu călca pe plata cea, că s-a reza marinia. Hai da! Ia-uzi! Mă duc și eu la Ilinca, și eu la Ilinca, hei! Mă duc și eu la Ilinca, și eu la Ilinca, să beau vino cu ulcica, și eu la Ilinca, să beau vino cu ulcica, și eu la Ilinca. Uite așa, uite așa, hai, ia!
scoate la o cale și eu la Ilinca. Hei, scoate, scoate la o cale și eu la Ilinca. Când la plată nu-s parale și eu la Ilinca. Când la plată nu-s parale și eu la Ilinca. Băgă-i mâna punga chinci și eu la Ilinca. Hei, băgă-i mâna punga chinci și eu la Ilinca. Găsâiața mămăligii și eu la Ilinca. Lipită de fundul pungii și eu la Ilinca. Și eu la Ilinca, hei, băgă-i mâna pozânar. Și eu la Ilinca, găsi-i creme neșamnar. Și eu la Ilinca, găsi-i creme neșamnar. Și eu la Ilinca. Ia-o-s! Lele floare, hai mândro draga mea, să jucăm ca la ponoare. Uite, uite așa măi. Hai da, hai da, lele floare, hai mândro draga mea, să jucăm ca la ponoare. Uite, uite așa măi. Pune legătura bine. Uite, uite, uite așa. Și se iubește cu mine. Uite, uite așa măi. Pune legătura jos. Uite, uite, uite așa. Nu se iubește cu toți. Uite, uite așa măi. Așa, trăiască orchestra! Maestru! Uite-o, uite-o, pălelea, la-la-la-la-la-la-la, cum pune legătura, uite, uite așa, măi. Uite-o, uite-o, pălelea, la-la-la-la-la-la-la, cum pune legătura, uite, uite așa, măi. Pune legătura bine, uite, uite, uite așa, și se iubește cu mine, uite, uite așa, măi. Pune legătura jos, uite, uite, uite așa, nu se iubește cu toți, uite, uite așa, măi. La-la-la-la-la-la-la, și-a făcut dragostea acasă, la-la-la-la-la-la. Ce-se pădurice-a deasă, la-la-la-la-la-la-la-la, și-a făcut dragostea acasă, la-la-la-la-la-la. Și-o mieliță care cântă, la-i-de-i-de-i-de-i-de-i-da, încolo-i pădurea mută, uite, uite așa, măi. Și-o mieliță care cântă, uite, uite, uite așa, încolo-i pădurea mută, uite, uite așa, măi. Și și ios! Ios! Șo, șo! Nu e car fără rugină, uite, uite, uite așa, nici dragoste fără milă, uite, uite așa, măi. Nu e car fără rugină, uite, uite, uite așa, nici dragoste fără bine, uite, uite așa, măi. Nu e gar fără burleaz, uite, uite, uite așa, dragoste fără necaz, uite, uite așa, măi. Nu e gar fără burleaz, uite, uite, uite așa, dragoste fără necaz, uite, uite așa, măi. Și Moldova ceva, da? Că-ți bată din Sadova, lânina de nici micuță, și să chine țarancuță, și chișoara-n șoboțării, ca să poți sari cu ele. Hai mândruță lângă mine, tiri-ri-ri-ri-ra, să ne văd ca să joci chine, tiri-ri-ri-ri-ra. Hai mândruță amândoi, tiri-ri-ri-ri-ra, să jucăm ca pila noi, tiri-ri-ri-ri-ri-ra. Ta-ra-ra-ta-ra-ra-ra, 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 ta-ra-ra-ta-ra-ra-ra. Haida! Iau! Hai, nu vă uitați că joc rău, că așa joacă neamul meu. Nu vă uitați că joc rău, că așa joacă neamul meu. Hai mândruță lângă mine, tiri-ri-ri-ri-ra, să te învăț ca să joci ghine, tiri-ri-ri-ri-ra. Hai mândruță amândoi, tiri-ri-ri-ri-ra.
tirira, se juca în capila noi, tiriri, tiriri, ra, ta ra ra ta ra 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 ta ra ra ta ra 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 ta ra ra ta ra 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 ta ra ra ta ra 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 ta ra ra ta ra 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 ta ra ra ta ra 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 ta ra ra ta ra 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 ta ra ra ta ra 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 ta ra ra ta ra ra. Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet și, maestre, dacă nu ne încadră cu programul, mai vin și mai facem câteva cântece, da? Dar până atunci, hai să îl lăsăm pe maestru Ionel Albu să ne dăruiască și dumnealui ceva la... A, așa facem, cum ziceți dumneavoastră? Deci, o piesă de orchestră și apoi maestru Ionel Albu cu un moment foarte, foarte frumos. Aplaudați-i pe acești profesioniști, Orchestra de Muzică Populară, Doina Dunării, a Centrului Cultural Ion Vinea din Giurgiu, avându-l la pupitru de regional pe celebrul, pe maestru nostru drag, Ion Ivanovici. Thank you.